Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. A trecut prima fază de Black Friday, deoarece eu aștept cu nerăbdare pentru că am un wish list destul de bogat și pentru Black Friday-ul celor de pe site-ul parfumas.ro, 24-26 luna aceasta. Dacă am greșit eu, o să editez aici, dar în momentul de față așa mi-aduc aminte. Și prima etapă, prima mână, cum se spune, am dat-o pe site-ul celor de la Dubai Collection. Da, da. Roj25, help me. Este codul ce va aduce vouă un discount de 5% la orice achiziție, chiar dacă parfumurile sunt deja reduse pe site, iar un mic procent, mai precis fix cei 5%, îmi revin mie într-un cont sub formă de puncte, cum bine a spus Otilia de la Cufărul cu Parfum, deoarece nu sunt bani fizici, da? Nu ne îmbogățim, nu ne umple Dubai Collection de bani. Bun. Și fiind Black Friday, am căutat să fiu și eu cu minte, că oricum dădusem iama în achiziții cu mult înainte de Black Friday, și am achiziționat, nu știu, cred că este cea mai mică comandă de până acum. Dar să luăm Le Cater și să intrăm în operație. Am aici un singur parfum în format full size, care, ce să vedeți, nu este pentru mine, dar îl am și eu aici pe al meu și vom vorbi pe subiect cu parfumul meu, deoarece acesta este cadou pentru soțul meu, pentru că da, eu nu-mi împart parfumurile. Dacă îmi place un parfum foarte mult, nu, soțul meu este nevoit să aibă sticla lui separată. Nu, nu-mi împart parfumurile. Da, sunt zgârcită, sunt avară, sunt cum vreți voi. Coletul vine așa, foarte bine ambalat, ca de obicei. Bun. Și avem unul... Nu vrea să iasă. Aici. 2, 3 și 4. Bun. Cu ce se încep? Încep cu domnul. Fascinată și îndrăgostită iremediabil și irevocabil de Harim al Sultan Gold, care, by the way, cum ar spune românul, am înțeles că a câștigat Beauty World Middle Eastern ca fiind parfumul anului. Am achiziționat încă două uleiuri. Vom începe cu Hanin Gold. Hai, te țin așa. Care vine în această cutiuță. Bun. Gata. Cutiuța este, dacă m-ați întrebat pe mine, un pic gypsy casual, ca să nu spun altfel, cu acest roșu și auriu, dar trecem peste, depășim momentul și ajungem la bijuterie. Deci, gata, m-a ucis. Uleiul vine așa. Da? Este fix, cum se spune, sticluță bijuterie. Camera nu prea vrea să coopereze, din câte văd eu, pentru că nu este chiar auriul acela chicios. Nu. Este un auriu foarte, foarte frumos. Iar în interior, dacă puteți vedea, este sticluța cu ulei. Da? Foarte, foarte multe detalii. Aici avem metal și mă duce cu gândul, dacă vă uitați așa puțin, nu știu cum se numeau.
erau ouăle acelea, dacă găsesc poza o să vă las pe undeva pe aici, erau ouăle acelea rusești cu broderii, cu pietricele, știți ce zic? Dacă sunteți așa generația 87, da? Acolo mă duce cu gândul la ouăle rusești. Deci sună într-un mare fel, mă duce cu gândul la ouăle rusești. Ok, depășim momentul. Haideți să vedem notele. Ulei de parfum concentrat, Hanin Gold, Hadlaj, bineînțeles, una din casele mele de suflet. Ei spun că ar fi o esență unisex, vine în 20 de mililitri la prețul de 80 de lei, fără roș 25. În note de vârf avem bergamotă, lămâie, în mijloc gardenie, oris și trandafir, iar în bază chihlimbar, mosc și vanilie. Și acum să vedem ce îmi spune mie. Foarte, foarte greu e capac, nu știu, ori este metal plin aici în interior, cert e că e foarte, foarte greu. Bun. Haideți să vedem. Îmi place că deja l-am aplicat și deja îl simt. Deci asta e bine. Are ceva din Harim al Sultan Gold, doar că aici vorbim de... Vai cât de șmecherie! Harim al Sultan Gold e un pic mai vesel, mai jucăuș, nu chiar juvenil. Are așa ceva jucăuș în el. Hanin Gold are ceva, este oarecum un fel de văr cu Harim al Sultan Gold, în sensul că resimt ceva tropic, ceva exotic, ceva un dulce exotic. Mă uit la note și nu prea îmi dau seama ce ar putea fi, de la ce vine chestia asta ce mi-o dă mie la nas, de dulce exotic, doar că dacă Harim al Sultan Gold, adică vă fac și o mică paralelă la primul nas, dacă Harim al Sultan Gold are chestia aceea tinerească, jucăușă, Hanin Gold are un pronunțat iz senzual. Este mult mai senzual, este mult mai sexy, are acel ceva. Este ușor, ușor citric, un citric aromatic, floral moscat, vanilat, ambrat, da? E tare, sunt curioasă dacă și acesta are trei faze distincte, cum este cel... cum este Harim al Sultan Gold. Deschiderea a fost luminoasă și vibrantă, da? A fost ceva... Haideți să mai recapitulăm deschiderea. Da, ceva vibrant, luminos, dar imediat după acea deschidere a căpătat o eleganță florală. Dacă are sens, a venit așa o chestie florală, dar nu floralul acela clasic, nu floralul acela obișnuit. Un floral senzual, ceva, nu știu, ceva altfel. Floral pudrat, da? Pentru că, da, are și oris. Un floral pudrat cu ceva subton sexy, ceva subton senzual acolo. Dar e chestia că pe măsură ce parfumul se încălzește, se încălzește în sensul că preia din căldura corpului, da? Că știți, v-am mai spus, cam asta e toată treaba la uleiuri și la esențele de parfum. Se dezvoltă diferit pe pH-ul fiecăruia dintre noi. Pe măsură ce se așează, pe măsură ce se încălzește, deci clar, aș putea spune că ar avea două faze în momentul de față, dar urmează să-l purtăm și să vedem ce și cum despre el.
Pe măsură ce se instalează, se amplifică întorsătura aceea senzuală rafinată. Pentru că își face apariția vanilia aceea ambrată și acordurile de mosc. Însă este moscul acela frumos, nimic animalic, dar nici nu vă duce, pe mine cel puțin, nu mă duce cu gândul la ceva gen balsam de rufe, detergent de rufe și așa mai departe. Dar nu este moscul acela alb curat, ci mai degrabă un mosc alb dulce și pufos. Dar foarte, foarte fain. Foarte fain. Da. Dacă ar fi să-i dau o notă la un prim nas, categoric 10 din 10 și categoric l-aș reachiziționa pe acesta. Din start. Din start. Deci, a mie mi-i piace, ca să spun așa. Bun. Bine, și ambalajul. Nu știu, poate vouă vi se pare chicios, însă vă asigur că îl veți vedea în multe poze pe contul meu de Instagram și în multe videoclipuri pe contul meu de TikTok. Trecem la următorul, că eu le-am pus aici frumușel, și vorbim despre suriorul lui Hanin Gold, și anume Hanin Rose Gold. Pentru că da, dacă l-am luat pe unul, de ce să-l las singurel și pe celălalt acolo? Nu! Hai cu mine acasă! Că din câte observ eu, aici avem un ambalaj argintiu rose gold, da? În rest este fix aceeași cutie ca la Hanin Rose Gold. Ca la Hanin Gold, scuze. Da, observ că uleiurile casei Hadlaj îmi plac foarte, foarte mult. Și da, îmi place și această sticluță. Că nici nu mai știu unde să le pun. Ea vine așa. Aici aveți ceva argintiu, iar aici accente rose gold. Rose gold, pardon. În rest este fix aceeași sticluță, da? Diferă doar culorile. Bun. Ia să vedem ce avem aici. Ulei de parfum concentrat Hanin Rose Gold Hadlaj Unisex. Apropo de unisex. Rose, nu Rose Gold, ăsta e Rose Gold. M-am năucit. Hanin Gold nu prea îmi dă la nas a miros unisex. Tind să cred, nu știu, poate combinat cu ceva, un parfum puternic, cu accente puternice de piele, nu știu ce efect ar avea, dar ca aromă de sine stătătoare nu îmi pare a fi ceva unisex, da? Vorbim despre acesta. Nu, din punctul meu de vedere nu este unisex. Și să știți că s-a schimbat. Da, deci cred că și acestea trec prin trei faze distincte. Ok, haideți să revenim la Rose Gold. Oricum, la final vom recapitula toate aromele. La fel, 20 de mililitri la 80 de lei, fără roși 25. Și avem așa, note de vârf, bergamotă, pară, note de mijloc, trandafir, iasomie, chihlimbar, iar în bază avem mosc, mușchi, cașmir și vanilie. Să vedem ce ne spune și acesta. Pe tine te dau aici. Acesta este ușor mai fresh, ușor mai primăvăratic, mai degrabă, față de gold, Hanin Gold, da, Hanin Gold, da, Hanin Gold. Este ca și cum ai fi,
nu știu, într-o grădină cu flori, într-o grădină cu flori și fructe, mai precis. Este categoric 100% cea mai feminină aromă mirosită de mine în uleiuri și esențe. Nu știu, e 100% pur și simplu țipă a feminitate, da? Are un iz dulce. Și nu știu, mă duce așa cu gândul, pur și simplu vizualizez o prințesă, da? Are ceva prințesistic în el, nimic Middle Eastern în niciunul din ele, da? Din start, nimic Middle Eastern în ele, absolut nimic. Mă duce cu gândul la o prințesă care pur și simplu fix așa se plimbă printr-o grădină plină de flori, plină de fructe, ca o prințesă, ca zâna primăvară, da? Deci pur și simplu zâna primăvară a venit într-o grădină plină de flori și fructe. Este floral, moscat, ușor citric, dar are ceva gurmand, slab gurmand, un gurmand cu un twist, da? Exact cum îmi place mie, genul acela de gurmand primăvăratic, dacă are sens ce spun, ori para din el, pentru că da, și acesta se schimbă, deja sunt în a doua fază, nu mai miroase ca atunci când l-am aplicat inițial. Are ceva tente cozy, are ceva... E și prințesistic, este și ușor gurmand datorită notei de pară, dar are totodată și ceva așa de culcușală, cum se spune. Are un trandafir frumos aici, nu mă deranjează. Este mai degrabă genul acela de trandafir tânăr, proaspăt, dar foarte, foarte fain. Deci foarte fain. L-aș vedea purtat ca aromă de sine stătătoare, ca parfum de sine stătător, inclusiv la birou. Ambele, în momentul de față, la un prim nas, îmi par a fi arome all season. Chiar dacă acesta are factorul primăvară, da? Se transformă, nu rămâne. Vai, cât e de fain. Da, da, clar, 10 din 10 și el, da? Deci până acum, mic disclaimer. Știu că mulți dintre voi îmi scrieți, dar cum e posibil ca ție să-ți placă fix toate parfumurile? Ei bine, mie nu-mi plac toate parfumurile, ați văzut și voi de cursul timpului parfumuri care m-au dezamăgit, însă tot fiind consumatoare, pasionată, habornică sau ce vreți voi de atâția ani de zile și da, părul meu din nou nu are și el o stare, am învățat cât de cât anumite note, anumite acorduri, adică în mare, doar din descrierea notelor unui parfum, cam știu ce e pe pătrățica mea și ce nu e pe pătrățica mea. Și în afară de asta, știți și voi, toată lumea o spune peste tot, atât în YouTube-ul intern, cât și în cel internațional, parfumurile Middle Eastern au nevoie de puțin timp, da? Au nevoie de puțină răbdare, pentru că ele se schimbă în timp, da? Deci asta e toată chestia. Nu-mi plac toate parfumurile, însă concluzie, am învățat cât de cât să mi le aleg, da? Și ați văzut în alte videoclipuri că am dat și failuri. Ok, trecem la următorul pe care eu nu-l voi desigila, însă vom vorbi cu al meu, deoarece este vorba despre Your Drugged, parfum inspirat de Killian Intoxicate. Da, acesta este al meu, iar acesta este al soțului.
care soț al meu a fost, de când a pus mânuța pe el și l-a pufăit, era, ăsta da parfum. Ăsta mi-l dai mie să mi-l țin în mașină. Pentru că da, eu sunt anti-ținut parfumuri în mașină, dar iarna soțul meu are voie să țină parfumurile în mașină. Și era pe sistemul, îl iau, nu-l iei tati, lasă-l acolo, hai, pufă-te odată de două ori cu el, dar lasă că dacă ești cu minte, ți-aduce moșul. Dar până la moș, dacă tot a fost Black Friday, zic aia e, hai în coș. Și vom vorbi despre acest parfum, dar prezentându-l pe al meu. El vine în această sticluță care oricum ați mai văzut-o, da, la alți youtuberi. Fie vorba între noi, mie îmi place ciucurașul acesta, nu mă deranjează. Momentan nici nu s-a făcut urât, n-am idee dacă se va face urât, iar lichidul, da, este închis la culoare. Din acest parfum, eu am avut, încă-l mai am pe undeva pe acolo, decantul de 10 ml, pentru că înainte să-mi achiziționez eu această variantă full size, eu aveam parfumul de la Marhaba, Contagious. La fel, parfum inspirat din Killian Intoxicated. Intoxicated, da, că m-am uitat aici că avem notele. Am avut Marhaba Contagious. Comparându-le, da, că de aceea am luat decant în primă fază din acest Your Drugged, Paris Corner Emir, mi-am dat seama că cel de la Marhaba este mega sintetic. Nu sunt eu nasul suprem. Nu sunt nici măcar nas. Sunt pur și simplu o nebună de parfumuri, după parfumuri, cu parfumuri, cum vreți voi să spuneți. Sunt pasionată și atâta tot. Însă tot testând, tot purtând anumite ADN-uri, automat simțul olfactiv se dezvoltă. Da? Cu cât îți antrenezi nasul mai mult, ca să mă exprim așa, cu atât vei reuși să percepi anumite chestii. Asta vă spun din proprie experiență. Și observând că acel Contagious pentru mine este sintetic în comparație cu acesta, bineînțeles a ajuns la altcineva, te salut, să-l porți cu drag, cineva care se bucură de el. Revenind la Your Drugged, notele pentru el sunt cardamom, cafea, nucșoară și scorțișoară. Scurt pe doi, cum spun eu, da? Bun, haideți să-l și pufăim. E vorba... Stați un pic, că am și paharul cu apă. Este vorba de un ADN pe care eu pur și simplu îl ador. Da, da. Este genul acela de ADN total unisex. Dar total, nu înclină nici mai mult în latura feminină, nici în latura masculină, nu. El merge pe linia lui dreaptă, el e unisex de la mămica lui și așa a rămas. Și da, v-am spus în N și N videoclipuri când am vorbit despre acest ADN, pentru că voi știți, eu sunt fiartă și pe uleiul de la ud de arabi. La fel, inspirat din această aromă, din acest ADN. Este cafeaua aceea turcească, cafeaua aceea Middle Eastern, plină de condimente, plină. E full, da? Nu e cafeluța aceea dulcică, suavă de la Starbucks, nu. Aici cardamomul te izbește în față. E pe sistemul, a venit, ai pus parfumul pe tine, a venit cardamomul și ți-a dat una în față. Cam așa îl percep. Nu mă deranjează deoarece eu ador cardamomul în parfumuri și este de-a dreptul
nu știu, oricum multă lume a vorbit despre acest parfum, nu știu ce aș mai putea adăuga eu. Da, este bombă condimentată. Este cafea condimentată la boss level. Mai mult de atât nu există. Și o să ziceți că sunt nebună dacă cunoașteți aroma acestui parfum, însă pentru mine este un ușor all season. Eu aș purta acest parfum chiar și în seriile de vară. E drept decât două pufuri. Dar e genul acela de parfum, genul acela de ADN olfactiv care nu mi-aș dori niciodată să-mi lipsească. Mi se pare sexy, mi se pare intrigant, mi se pare misterios, miroase super, super bine pe mine, fără falsă modestie, miroase super bine pe mine, dar la fel de bine miroase pe soțul meu. Deci, indiferent de pH, dacă nu vă sfiți de parfumuri condimentate, dacă nu vă deranjează nota de cardamom, deoarece cardamomul este o notă in your face, cum se spune, cu siguranță este un safe blind buy. Dacă nu, faceți ca mine, achiziționați prima dată ori decantul de 10 ml, ori dacă nu, mostra. Însă, dacă, din nou, nu sunteți în zona parfumurilor bold, puternice, cu coloană vertebrală, cum le spun eu, cu siguranță veți iubi această aromă acum în sezonul rece. Dar mai are rost să spun că 10 din 10, atâta timp cât v-am spus că nu mi-aș dori niciodată să-mi lipsească. Da, singura chestie, că trebuie să fiu și o gică contra cu ceva, în momentul în care îl pun aici, da, ciucurelul trebuie să-l iau și să-l pun așa, ca apoi să-l pot închide normal. Dar nu stăm noi în drum de un ciucurel. Da, se pare că astăzi sunt plină de vorbe de duh. Sunt la capitolul acela, cum se numește, povestiri și slove sau cum era. În fine. Acum, de ce să nu fiu masochistă și de ce să nu-mi fac singură rău achiziționând încă 3 decanturi? Voi știți, la mine când e vorba de mostră sau de decant, de multe ori, în cele mai multe cazuri, de fapt, se lasă cu încă o comandă. Am aici 3 decanturi de 10 ml fiecare, acestea. Deoarece, după cum prea bine ați văzut pe Insta, pe TikTok și în videoclipul precedent, am achiziționat Flor Oud de la Hadlash. Atât de mult îmi place acel parfum, atât de tare m-a nebunit, încât am zis, ok, hai să vedem și restul de 3 din colecție, ce-mi spun mie. Și sper că nu o să-mi placă toate. Atât vă pot spune că, nu știu, contul meu, cardul meu se află așa în oarește chinuri, știți? Asta, despre asta e vorba. Cu ce să începem? Nu, încep cu acesta. Aveam, de fapt, de toate sunt curioasă, însă sunt foarte curioasă de L'Or Noir. L'Or Noir, haideți să luăm și notele pentru el. Ei spun că este un parfum unisex, vedem, pentru că Flor Oud la fel este listat ca fiind parfum unisex, însă, din nou, în opinia mea și pentru simțurile mele, înclină feminin, l-aș vedea mai degrabă feminin decât unisex. Maison L'Or Noir, note de vârf, zmeură, trandafir, note de mijloc, tămâie, lemn de cade. Lemn de cade, paranteză, înseamnă ienupăr, da? Note de bază, vanilie, amber extreme. Amber extreme este un compus de sinteză, da, creat în laborator. Și acord de oud. Bun.
Acum să vedem ce și cum. Eu cum am pus. Stați așa că nu mai știam cum am pus. Că la final am zis că vom reveni. Pentru fiecare dintre ele. Haide, blotterule. Gata. Ok. Și să vedem. Bun. Se deschide fructat, suculent, zemos. Zmeura se simte din plin. Și e genul acela care umple o încăpere. Pentru că, după cum observați, nici nu e nevoie să-mi apropii blotterul de nas. Trandafirul este unul delicat, nu pot să spun că este acela nobil, greu, copleșitor, care mă termină pe mine. Tămâia, da. Tămâia îi lasă un acord rășinos, o tentă fumurie și, ca o mică paranteză la un prim nas, dacă florul ud este total feminin, în opinia mea, l'or noir este un parfum total unisex. Total unisex, tocmai din pricina acestei tămâi. Da? Tămâia îl duce pe acest făgaș. Deschiderea fiind acea zmeură cu trandafir, însă imediat apare, își face apariția tămâia. Categoric este un parfum de sezon. Este genul acela de parfum profund, misterios, din nou ceva dark, ceva sexy, un subton sexy în el. Vanilia este una caldă, elegantă, senzuală și, ori datorită acelui Amber Extreme, este o bombă de ambroxan. Eu una așa le resimt. Este bombă de ambroxan. Ei bine, treaba aceasta cu ambroxanul este la două capete, cum spun eu. Sunt două variante. Ori sunteți anosmici la ambroxan și nu veți resimți cum trebuie acest parfum. Eu una din fericire nu sunt. Am fost cândva, acum ceva timp în urmă, însă tot am testat, din nou, revenim la chestia cu antrenamentul nasului. Iar în momentul de față pot spune că nasul meu s-a obișnuit, da? Și îl resimt. Îl resimt și culmea îmi și place. Acordul de ud care spun ei că ar fi în bază, presupun că de aceea au și spus acord de ud și nu direct ud, deoarece este pur și simplu o adiere, este ceva fin, nu este o picătură, da? Genul acela de ud. Nu este ceva in your face, nu este ceva puternic, nu este ceva grețos, este udul acela cu tentă dulceagă, da? Udul acela, să vă fac eu o paralelă, dar nu știu cât este de ok, pentru că acolo e boss level, da? Cel mai înalt nivel. Udul acela din Chaga Food, da? Ca să vă faceți o idee, în sensul de dulceață. Doar că aici este doar o atingere. Și din păcate îmi place foarte mult. Și mă gândesc să vină și butelca mare în viața mea. Dar da, la un prim nas este total unisex din punctul meu de vedere. Total, total unisex. O secundă. Îmi cer scuze. Bun. Trecem la care să trecem. Hai, trec la tine. Hadlaj Maison Creation de Reve Durev. No habla franceză. No habla. Bun.
Notele pentru Maison Creation, Creation de Rêve. Note de vârf, piper, tămâie. Note de mijloc, ambroxan, vetiver. Iar în bază avem lemn de cedru, paciuli și lemn de guaiac. Și să vedem ce ne spune și acesta. Hai de viața mea! Dubai Collection. Deschideți un caiet. Să luăm pe caiet sau ceva gen credit. Vai de mine! E genul acela de deschidere mistică, enigmatică. Este ca și cum ai intra în... Este ca și cum ai intra în casa unei vrăjitoare, da? O vrăjitoare Middle Eastern, pentru că vrăjitoarea aceasta Middle Eastern, încăperea în care se află ea și în care intri tu în momentul în care îți pulverizezi acest parfum, undeva într-un colț, această vrăjitoare are un cățui, se spune. O să vă las aici o imagine, nu știu cum se... Eu, cel puțin în zona mea, ca să mă exprim așa, se numește cățui. Ei bine, această vrăjitoare în acel cățui are niște tămâie aprinsă, peste care pur și simplu a presărat câteva boabe de piper. Da? Asta este deschiderea. O aromă enigmatică, are multe poțiuni, are multe chestii, da? Ciudate pentru vrăji, farmece și alte alea. Se resimte și ambroxanul, însă nu este la fel de pronunțat ca în L'Or Noir. Vetiverul îi dă acum o tentă pământie, da? Este ca și cum camera aceasta nu are pardoseală, nu are nimic, este pur și simplu pe pământ, da? Deci tot amestecul acesta combinat cu izul de pământ, ca să mă înțelegeți. Și da, este un total unisex, total, total unisex. Se schimbă. Are un iz slab de tot exotic. Nu mă întrebați de unde. Stați să mă uit la note. Posibil paciuli, că altceva nu-mi face click acum. Are și acordul acela lemnos ce îi dă intensitate. Dar da, asta este imaginea care mi-o zugrăvește. Este un parfum extrem de complex. Nimic Middle Eastern, testat pe blotter la un prim nas, nimic Middle Eastern. Din contră, îți lasă acea senzație de parfum de nișă, de altfel de aromă, da? Dar e superb. Nu, nu se poate. Chiar e superb. Are chestia aceea mistică în el, are, e genul acela de parfum foarte enigmatic, da? Nu enigmatic, foarte, foarte enigmatic. E genul acela de parfum misterios și da, v-am spus, total, total unisex. Deci îl văd purtat cu succes și de către o doamnă și de către un domn. Și are chestia aceea de da? Aromă narcotică, cum v-am zăpăcit. Te face să vrei să o resimți în permanență. Dar foarte fain. Foarte fain. Nu știu de ce, dar tind să cred că ultima colecție a celor de la Hadlaj, aceasta despre care vorbim, are ceva apucături de nișă, pentru că până în momentul de față, din cele testate, și având Flor Oud, am impresia că Flor Oud este singurul mai cumințel. Este singurul mai ușor de plăcut. Da?
Și să trecem la ultimul, dar nu cel din urmă, și anume Epoch Artistic. Da? Apă de parfum Hadlaj, Maison Epoch Artistic, unisex, note de vârf, cardamom, da, că nu se putea, lavandin, lavandin fiind un hibrid de lavandă, da, deci tot în zona lavandei, cardamom, lavandin și piper în vârf, în mijloc mosc și mușcată, iar în bază vanilie, boabe de tonka, note lemnoase și chihlimbar. Acest parfum cu cardamom în vârf și cu baza aceea delicioasă de vanilie, boabe tonka, chihlimbar și așa mai departe. Deci, Doamne, să nu-mi placă! Doamne, să nu-mi placă! Cardamomul deschide oarecum spicy, exotic, această aromă. Dar e o contradicție, ca să mă exprim așa. Cardamomul vine și îl deschide spicy, exotic, da? Îi dă zvâc, cum spun eu. Îi dă putere, îl face să țipe. Însă lavanda, lavandinul, cum spun ei, contrabalansează, da? Echilibrează oarecum situația. Deci este o luptă, dacă vreți, între cardamom și lavandă în deschidere. Dar ambele, nu știu, nu cred că am testat până acum ceva cu cardamom și lavandă. Da? Pe același rând de note, ca să mă exprim așa. Dar îmi place, îmi place. Mai este, dar e foarte subtil, o notă spicy foarte, foarte subtilă, presupun că vine de la piper, dar nu este spicy-ul acela Middle Eastern, da? In your face. Moscul de aici este din nou unul senzual enigmatic. Nici de cum nota aceea, nu, nici de cum moscul acela care te duce în zona de balsam de rufe și de curat. Nu, din nou moscul de aici nu este niciunul animalic, este doar unul senzual enigmatic. Este și o atingere florală, romantică. Nu aș spune mai degrabă un iz vintage. Nu. Acesta vreau să mă lămuresc mai bine ce și cum. Am dat un singur puf. Pentru că se pare că această gamă este ce trebuie. Oh, da. Pe piele țipă cardamomul și țipă lavanda, da? Dar lavanda este oarecum acoperită de cardamom. Cardamomul este mult mai puternic. Da, da. Acum De la deschiderea aceasta în țipete și urlete, moscul vine și oarecum temperează toată nebunia din deschidere. Da, își face apariția și atingerea aceea florală, romantică. Nu i-aș spune vintage cu... Eu, în general, ca să mă înțelegeți de ce tot mă bâlbui de zor aici, aroma de mușcată în sine mă duce în copilărie, mă duce în casa bunicilor mei, pentru că ei aveau mușcate la geam, da? Îmi cer scuze o secundă.
Ok. Aroma de mușcat în sine mă duce oarecum în copilărie în casa bunicilor. Poate de aceea tot îmi venea mie să spun is vintage, dar nu este is vintage. Moscul acela senzual, oarecum pufos, combinat cu izul acela de mușcată înflorită. Deci eu nu știu cum au putut oamenii ăștia, pentru că logic e chestie de ingredient de laborator, dar este foarte, foarte bine redat. Foarte bine redat. Iar către dry down începe să devină dulce, bogat, mult mai senzual. Este mult mai senzual în sensul de când și-a făcut apariția moscul, v-am spus că îi dă un aer senzual. Acum în dry down, ce aveam în dry down? Vanilie, boabe, tonka, note lemnoase și chihlimbar. Mixul acesta îi dă o senzualitate mult mai profundă, da? Mult mai bogată. Doamne, deci și acesta e... Niciunul dintre ele, da? Niciunul din cele trei nu îmi par a semăna cu altceva. Nu. Îmi par ADN-uri originale, pentru că, nu știu, ca să o dăm din una în alta, cum zic eu, asta mă și fascinează pe mine la parfumurile Middle Eastern, arabești sau cum vreți voi. În afară că unele au parfumuri inspirate, da? Din alte ADN-uri. În afară de chestia aceasta, chiar și cele inspirate nu sunt inspirate, nu sunt unul la unul, da? Casele arabești vin cu o atingere personală, vin cu acel ceva, da? Cu ceva ce te face să miroși altfel. Înțelegeți? E chestia, și în afară de treaba asta cu parfumurile inspirate, au foarte multe ADN-uri originale, da? Creații proprii, mai pe românește, extrem de superbe. Cu părere de rău, se pare că eu am nevoie de întreaga gamă. Da, sincer vă spun. Deci, moșule, dacă vezi acest videoclip, să știi că am fost foarte cuminte și dacă mi le aduci pe toate trei, o să fiu și mai cuminte. Bun, haideți să recapitulăm, că deja am ajuns la minutul 47. Hanin Gold. Da, da. Hanin Gold acum este, cum am mai spus eu într-un alt video legat de alta aromă, este senzualitate și sex appeal într-o sticluță. Cam asta este Hanin Gold. Floral, dulceag, moscat, misterios, fructat. În continuare, absolut nimic Middle Eastern aici, nu. Vai. Dacă sunteți iubitoare de uleiuri sau de esențe de parfum, știu că mostre pentru uleiuri nu sunt, dar la 80 de lei, fără codul de reducere ROJ25, nu cred că este un risc foarte mare să nu vă placă. Mai ales dacă sunteți în zona parfumurilor ușor mai dulci, mai senzuale, mai provocatoare și da, în continuare are ceva din Harim al Sultan Gold. Este un văr îndepărtat cu acela. Îmi mențin punctul de vedere. Hanin Rose Gold. Da, acesta cu siguranță este genul acela de aromă ce o poți purta la birou. Nu vei deranja, dar are și factorul acela de magnet de complimente în el. În comparație cu Hanin Gold, Rose Gold este aroma aceea mai primăvăratică, mai romantică. Nu știu, Hanin Gold, gata, am zugrăvit.
Hanin Gold este femeia aceea focoasă, este femeia aceea plină de senzualitate, femeia aceea sigură pe sine, femeia aceea care știe că poate obține absolut orice își pune în cap. Pe când Harim Rose, Harim? Hanin, am rămas cu Harim al Sultan. Pe când Hanin Rose Gold este tipa aceea mai tinerică, mai jovială, mai pusă pe șotii, da? Da. Este mai moscat, are și acesta, din câte mi-aduc eu aminte, avea ceva cașmir în note și are chestia aceea, da, de a te învălui ca într-un cocon, a te cocoloși. Și are în continuare și para aceea dulce, zemoasă și suculentă. Da, da. Revenim la You're Drugged. You're Drugged. Încerc așa să nu folosesc anumite cuvinte pe care YouTube-ul le-ar putea considera obscene, însă Your Drug este senzualitate, sex appeal, pasiune, foc direct, da? Deci foc într-o sticlă. Asta este Your Drug. Ha. Și da, este recomandată și doamnelor și domnilor. Doamne cum e, doamne cum e, doamne, ce bine că l-am. Hadlaj Maison Lor Noir. Da. E genul acela de parfum, de aromă cu o tentă ușor, ușor amăruie. Îmi vine ceva amărui. Dar din nou, misterios, total unisex. Vedem și celelalte două și apoi o să trag concluzie. Oricum 80% cam așa înclin. Dar da, foarte, foarte fain. Și din nou, nu e genul de aromă care nu mă duce cu gândul la nimic cunoscut. Nimic cunoscut. Însă, ce insist eu de obicei? Achiziționați mostre, achiziționați mostre. Pentru noua gamă de la Hadlaj, chiar insist. Mă repet, în afară de Flor Oud, care este o aromă total feminină, și nu este nimic complicat acolo, e ceva ușor de plăcut, un floral dulceag. Restul, da, celelalte trei, au apucături de nișă. Trebuie să fii, nu știu, trebuie să fii cât de cât în zona parfumurilor. Adică dacă ești un începător, s-ar putea să nu-ți spună nimic aceste parfumuri. Creation de rêve. Vai cum e. Acesta are o tentă old school mai degrabă decât vintage. Dar cât e de fain. Am impresia, dar e ceva de la nișă. Acesta trebuie să mă mai joc un pic cu el, oricum toate vor fi purtate, da, cum se cuvine, de sine stătător ca să-mi pot face anumite păreri. Dar am impresia că mă duce undeva, dar undeva în zona de nișă. Acesta Creation du Rêve are o atingere old school, vă spuneam, dar o atingere old school ușor Middle Eastern. Nu este, dar nu vă gândiți la wood sau chestii ce vă zăpăcesc de cap. Nu știu, ăsta îmi seamănă a ceva, dar mai vedem noi ce și cum. Și ultimul, Epoch Artistic. Doamne, cum e! Deci ăsta cred că va fi primul pe listă.
s-a așezat atât de dulce, atât de, nu dulcele acela banal, e tot așa, dulcele acela misterios, senzual, plin de sex appeal. Vai de viața mea, deci epoc artistic, mă gândeam eu, de când am văzut eu Cardamom prima notă, și acum în Dry Down se resimte o îmbinare foarte, foarte fină de data aceasta. Un pic de cardamom combinat cu un pic de lavandă, dar sunt îmbrățișate atât de strâns de vanilie, tonka, încât pur și simplu le astupă din puteri, da? Vanilia, tonka, ce mai avea în bază? Note lemnoase și chihlimbar, ambră. Toată baza aceasta pur și simplu strânge mult prea tare în brațe duo-ul acela de cardamom și lavandă. Dar e... Da, da. Am zis că stau cu minte, am zis că aștept și o liniștită și cu mințică Black Friday-ul de la Parfumas, dar aia e, vedem ce și cum. Ok, cam atât pentru videoclipul de astăzi. Dacă ați testat și voi aceste minunății sau dacă voi mi-ați luat-o înainte și aveți deja sticlele full size, haideți să ne așezăm frumos la șezătoare, la claca din comentarii și să dezbatem firul în patru, să vedem ce și cum despre ele. Vă îmbrățișez din suflet, vă doresc până data viitoare zile fabuloase, liniștite, călduroase, de ce nu, că eu nu prea sunt prietenă cu frigul, dar neapărat, neapărat pline de parfum. Vă mulțumesc din suflet, v-am pupat! Zvonimą šarafamą. Lėga!